Luni 10 aprilie, pe drumul național care face legătura între Suceava și Siret, erau 750 de camioane care așteptau să treacă frontiera spre Ucraina. Marți, 11 aprilie, au mai rămas 500. Deși coada s-a micșorat, problemele persistă. Șoferii profesioniști așteaptă cu zilele ca să le vină rândul să treacă prin vamă pentru a ajunge în Ucraina. O zi jumate? Da, o zi jumate. A mers bine sau a fost și mai rău? Cât mai bine, cât mai rău. Cât mai bine, cât mai rău? Nu, dar cum? Da, o trebuie să stai cu zăpezile să aștepți pe undeva sau cum a fost? Nu, eu am fost la Bulgaria când a fost zăpadă. Eram în drum. Da. Și aici cu coada cum e? Ai o zi jumătate stat aici, da, la 23 de kilometri. 23 de kilometri... La alt seară ne-am pus în rând, 23 de kilometri. Autoritățile par să ignore problema siguranței rutiere care a apărut în contextul în care una dintre benzile de circulație este ocupată de camioane. Pe cealaltă bandă a drumului național se circulă simultan pe ambele sensuri. Cel mai probabil, coada de camioane va dispărea după sărbătorile pascale, când se va diminua cererea de produse alimentare. La fel s-a întâmplat în luna decembrie a anului trecut, când a crescut presiunea transportatorilor pe vama Siret înainte de Crăciun și a dispărut după Revelion.